make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București, probabil ultimul episod, asta depinde și de decizia voastră, deci aveți în descriere un link unde puteți vota dacă să continuăm sau nu cu această serie, să închidem sau nu. Dintr-un motiv pentru că nu putem cumpăra acum FIFA 15, nu avem condiții necesare, să spunem așa, nu avem banii necesari. Ne este și nouă destul de greu, sper să ne înțelegeți, suntem de la țară și încercăm să facem ce putem. Sper să înțelegeți, deci aveți în descriere un link unde să votați dacă să continuăm cu această serie și după acest sezon. Oricum nu uitați să apăsați butonul de like, asta și pentru cei care se uită și nu dau like, care cred că pentru noi nu este important. Ne motivează foarte mult să continuăm like-urile voastre, deci vă rog să apăsați cât mai mult care vă uitați la acest video butonul de like. Dar să jucăm împotriva lui Bayern München și să ne lăsați acolo dacă să continuăm cu seria aceasta. Oricum vom juca și alte jocuri, să nu uităm, nu vom rămâne chiar așa. Hai să-i dăm drumul, ce să mai play match. Vrem să facem serii, vrem să facem serii și cu alte jocuri. Și vă dați seama că vom face, nu o să fim doar only FIFA, probabil cum cred unii. Începem meciul, dar nu cu dreptul. Bayernul, după cum vedem, a intrat repede în posesie. Vă dați seama că este o echipă mult mai posesivă decât a noastră. O pasă acum pentru Götze. Götze! Ce tare ne-am luat! Ce tare ne-a luat Mario Götze. O pasă care a fost primită de la Aguero. Hai de capul meu și jucătorul de 90 overall. Eu sunt sigur că atât are Mario Götze. A reușit să îl învingă pe Silviu Lung Junior. Minutul 5, cât de tare ne-au luat. Chamberlain acum prinde în brațe Manuel Neuer. A început tare și Oxlade-Chamberlain. Un minut de prelungire. De fapt, domne, ce am în cap. 1-0 este între Bayern München și noi. Götze, în loc să-i dea el pasa lui Aguero, a dat Aguero lui Götze. În fine, tot 1-0 pentru Bayern. Aguero acum, o altă pasă încercată de acesta, dar Edgar a fost atent. Să vedem pe Cosmin Matei. Matei cu o pasă foarte bună pentru Maxim, gol! Maxim marchează eroul nostru, jucătorul nostru cheie, Alexandru Maxim, vedeta noastră. Dar ce pasă a primit, incredibilă pasa care a primit-o Alexandru Maxim, preluare bună și șutul din afara careului, l-am vins pe Manuel Neuer. Da, Maxim e mirific, e incredibil acest jucător, foarte, foarte bun, foarte bun Maxim, decisiv în cele mai importante momente pentru echipa noastră, a reușit să dea un gol important și de această dată, jucător care cunoaște campionatul Germaniei, Alexandru Maxim, cunoaște Bundesliga doar la luat de la Stuttgart. Preperiță, o pasă bună, Bruma se demarcă, Bruma pasă din prima către Chamberlain, Chamberlain are și el viteză, dar vine Alaba și respinge, are abilități bune Alaba. Lovitură liberă aici pentru Bayern München, sunt foarte periculoși la aceste faze. Șut al lui Müller în bară, șut în bara transversală, Silviu Lung, ce șut a putut să trimită acolo Müller. Din păcate au recuperat și de la Bayern, care este superioară nouă în acest moment. Aguero pentru Schweinsteiger, apără Silviu Lung, incredibil, apără Silviu Lung și corner din nou. Bayernul este foarte periculoasă în aceste minute. Schweinsteiger a avut și ocazie mare, dar a fost mare și Silviu Lung. Am un reflex pur la acea fază. Müller bate cornerul acesta către Dante sau să acea centrale, dar Gardoș este mai bun la cap de gândate. Oh my god, o comite Maxim, lovitură liberă care scoate aici pentru Bayern, Aguero va bate direct pe poartă, Aguero, ho-ho, puțin pe lângă, câte ocazii pentru Bayern, pe la urmă cred că va trebui să ținem mingea în posesie, în control, facem pressing, asta este bine, trebuie să facem mult pressing, să nu lăsăm multe spații, dar Edgar nu știe să întoarcă înapoi, oh my fucking god, Aguero scoate Gardos, este Gardos, scoate acolo în ultim moment, a apărat tot ce s-a putut Gardos, el și cu Silviu Lung a fost foarte bun, dar la centru nu merg deloc pasele. O Aguero din nou, o pasă încercată de Aguero, nu se poate, la Tovlevi, scoate incredibil acolo, Schweinsteiger era din nou omul periculos pentru Bayern, să vedem cornerul acesta care tot Müller îl bate, centrarea lui Müller respinsă de Filip, nu foarte bine, Aguero din nou joacă pentru Steaua, mulțumim Aguero,
Foul din nou și lovitură liberă pentru Bayern. Martinez este cel care centrează, dar Edgar sare foarte bine la cap. Chamberlain se luptă acolo, Chamberlain, Maxim, bravo Maxim, pus-o greșească Maxim aici, mă. Chamberlain încearcă și el o pasă de această dată. Să nu uităm, l-a motivat pe Chamberlain pentru acest joc. Daia joacă, să spun așa, cu multă voință, joacă motivat. Weinsteiger pentru Aguero, Aguero iese și Silviu Lung, Aguero continuă, Silviu Lung oprește, scoate poarta, e goală, nu se poate, Prepeliță, Prepeliță ne salvează, să vedem acum pe Chamberlain, Chamberlain o pasă peste apărare, încercată către Maxim, Maxim trebuie să aibă viteză mai bună, între doi adversari, era acolo între Alaba și Boateng. Balon respins greșit, Prepeliță, ce șansă, puțina noastră, mica noastră șansă, a avut-o prin Prepeliță, a respins Neuer în corner, să vedem pe Chamberlain, Chamberlain, gol, Filip, Lucian Filip, nu a reușit în acest meci să dea cele mai bune pase, dar a reușit să marcheze un gol important pentru echipa noastră, ce corner a executat totuși și Chamberlain, iar Lucian Filip a dat excelent cu capul. S-a înălțat, l-a învins acolo pe Ghioțe la cap, micuțul Ghioțe nu a putut să-l oprească pe Filip, care l-a învins pe Manuel Neuer, este 2-1, incredibil, am ajuns chiar să o conducem pe Bayern, dar am și condus-o, este a doua oră când o conducem, ce-i drept, ce înseamnă, vezi, marile ocazii ratate se transformă, se răzbună în mici ocazii pentru echipele adverse care sunt fructificate. Noi am avut foarte puține ocazii, le-am transformat, iar cei de la Bayern s-au jucat cu toate șansele lor. Dar acum din nou este în ofensivă prin Thomas Müller, haide la Tovlevici, bine Lato, e bine așa. Alexandru Maxim a dat gol în acest match, gol important pentru echipa noastră. Să vedem pe Thiago, Thiago acum la 1 cu la Tovlevici, Thiago cât pe ce se iasă cu mingea n-au de poartă, dar iese în aut oricum, dar nu de poartă. Aruncă de la margine acolo, Bruma, Filip cât pe ce să o facă, lată rău de tot, dar n-a făcut-o, asta este bine, Maxim, Maxim urcă și Matei, Matei pentru Chamberlain din plan la Maxim, superbe pase, superbe pase, mai bine zis, acum Maxim, Maxim, haolo, chiar când ghidea meciul cu asta, minutul 76 și un 3-1 ar fi fost perfect pentru o victorie, dar rămânem spre poarta lui Bayern prin Maxim, Maxim pasă pentru Chamberlain cu capul. Chamberlain până acum nu a dat gol, dar a dat o pasă de gol, a încercat să marcheze, dar nu a putut până acum, este minutul 80, continuare conducem și suntem la poarta lui Bayern, Maxim 1-2 cu Chamberlain, Chamberlain gol! Chamberlain nu se putea să nu marcheze, meciul e închis, în minutul 81 Chamberlain marchează și ne dă doza de calm. Maxim, un gol și o pasă de gol. Chamberlain, un gol și o pasă de gol. Asta este echipa noastră formată din Maxim și Chamberlain, puteți spune. Da, ceva gen Munir El Hatadi, ceva gen El Hatadi de la Barcelona. Și e 3-1, e 3-1, asta în minutul 82. Deci ce să mai, nu există șansă pentru Bayern München în această finală. Și am fost dominați în prima repriză, acum în repriza secundă ne-am urcat la poarta lor. Ceva uitor, fotbalul ăsta face minuni. Cum a fost, deci cum a fost meciul ăla cu Steaua și cu Alborg, cu toate că Alborg a fost multe absențe, a jucat cu al treia portar și cu omul minus. O, Maxim îl invită la minge pe Matei, Matei! Dacă și Matei marca la faza asta, era, ce să mai stați. Să vedem totuși pe Bayern în ofensivă, pasă pentru Javi Martinez, iese Silviu Lung, Javi Martinez are oportunitatea, pasă, îi șutează, Martinez a fost egoist. Este 3-2, gol în minutul 89 marcat de Sergio Aguero, va trebui să fim atenți, să poate să tragem puțin aici pe acest final. Este 3-2 după cum vă spuneam și atenția este cea mai importantă, un gol avans la mai rămas de la celor de la Bayern, 2 minute de prelungire arătate de arbitru. Acum să vedem pe Chamberlain pentru Latovești din prima. Ha ha, low. Dacă atingea aici Bruma, mingea era foarte bine. Haide așa, noi mai ținem puțin, dat încet.
Se poate, se poate, Liga Campionilor, se poate obține Liga Campionilor, dar iau tot pe Bayern, cât de periculoasă e prin Müller. Bine, băi, Gardoș, cât de bine a intervenit acolo Gardoș și la Tolevici dă în ea. Incredibil, Steaua câștigă Champions League, este, Steaua câștigă Liga Campionilor, reușim să facem minunea și să câștigăm Champions League. Priviți-l pe Dante cum arată, mă, nu-i bine să creadă, cum așa ceva, cum așa ceva, ce freză are și Dante ăsta. Afro. Dar Steaua se impune potriva lui Bayern München în finala Champions League, finală, da, câștigată de echipa noastră, câte steaguri tricolore sunt. Și sunt acum, vedem ce cade din cer, bre, chestii de-astea în culorile stelei, roșu și albastru. Chiar dacă în acest match Steaua joacă cu albastru și galben, vedem și roșu pe, pe Jean-Pierre. Artificii, spectacol adevărat după această finală câștigată de jucătorii noștri. Încă un trofeu cucerit de Steaua, încă un trofeu în palmares, încă niște bani la pușculiță. Interesant, dacă nu mă înșel, AC Milan a câștigat Europa League. Sper să mai vreți, sper să vreți să vedeți Supercupa Europei, să vedeți ce echipă vor reuși să construim la Steaua, ce transferuri vom face. Am văzut și, și Cupa, și Cupa Ligii Campionilor. Maxim a fost un meci în această finală, 1,5 nota asta. Un sezon de vis pentru echipa noastră, am câștigat 14 milioane buget de transfer pentru această finală câștigată. După cum vedem, end season, vedem și grupa noastră, am calificat și România la UEFA Euro 2016. România este pe primul loc, dar nu s-a jucat niciun meci oricum. Suntem într-o grupă cu Bulgaria, Cehia și Austria. Deci, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați, de fapt chiar probabil ultimul episod, sperăm să nu fie. Deci nu uitați de linkul în descriere unde să votați dacă să continuăm sau nu cu această serie de Career Mode. Și să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să fie ultimul episod. Adică majoritatea care nu prea dau like. Până data viitoare, sayonara!